Salutare, dragi urmăritori! Bine v-am regăsit la o nouă prezentare marca Atelierul de Detailing, alături de deviza francezii și restul. Și aș îngusta un pic chestia asta la hidropneumatica și restul. Despre asta este vorba cu această mașină. Este una din mașinile mele preferate și îmi doream de mult să am ocazia să o filmez și live și să explic tehnica ei live, pentru că este una din cele mai revoluționare mașini care s-au produs vreodată și cred că este în top, cel puțin la același nivel pe parte de confort, cu orice sfântă treime nemțească și japoneză din lumea asta. Și spun chestia asta mai ales prin prisma suspensiei. Suspensia hidropneumatică, numită Hidractive 3 Plus, cu care este echipată această mașină, este tata lor. Deci nu există ceva mai confortabil inventat în istoria automobilului în producție vreodată. Are, asta fiind un facelift, are partea de grilă puțin optimizată, în sensul că desenul de sus al siglei este lipit de capotă și desenul de jos rămâne pe bară. Farurile sunt big xenon adaptive cu tot felul de LED-uri prin față. Un mic regres este la partea asta de poziție. Aici au pus un fel de oglindă care mi se pare că pe generația anterioară nu era. Dar e o mașină care are lumini bune, are și proiectoare separate cu partea de semnal în partea de jos și o bandă de LED-uri aici care asigură sistemul de daytime running lights, de lumini de zi și lumini de cornering și spălătoare de far pentru că este sistem xenon. Echiparea este exclusiv și o să vedeți la interior că stă bine bine pe parte de confort. Și chiar dacă nu e o mașină așa actuală cu navigații de pe vremea lui Vrâncioaia și tot felul de Android și iOS și alte sisteme, mașina asta este despre condus. E genul ăla de mașină cu care pleci la drum lung și nu ajungi deloc obosit. Hai să vedem pe portbagaj cum stă. Este un segment care zic eu că e bine bine. Are o deschidere destul de ciudată, în sensul că e destul de greu haionul ăsta, mă rog, portbagajul, dar are un opritor la final și se deschide foarte încet. Ceea ce e bine, că nu poți să-l trântești, problema e că fiind greu, îl trântești foarte ușor în momentul în care îl închizi, așa că e bine să-l ții cu mâna până pe aici și după aia să îi dai drumul pur și simplu, pentru că dacă îi dai drumul de sus aici, se va trânti foarte tare. Portbagajul, după cum se poate vedea, este enorm, cel puțin după standardele mele, are peste un metru adâncime și nu știu, uite, pot să probez, nu am ruleta la mine, dar vedeți cam cât este o perie din asta, adică e cât un, aproape cât brațul meu, se poate vedea și peria asta intră ca lumea până în spate și mai are aproximativ 2-3 până aici, deci eu zic are cel puțin un metru adâncime, are o roată de rezervă în partea de jos. Se poate vedea în partea de aici că este o roată de dimensiune întreagă, ceea ce e mai rar pe mașinile din ziua de azi. Și niște inele de prindere, se poate vedea plasa atașată, spații de depozitare generoase în partea asta. Iar în partea de sus ar fi putut să pună un capitonaj acolo, deși nu văd la vedere boxe care ar putea să fie rănite, așa că chiar dacă pui un troller înalt, e ok situația acolo. Luneta asta iar are o caracteristică interesantă pentru că are aceste colțuri evazate aici. Nu cred că se va scurge apă din greșeală în portbagaj. În partea din spate aici avem un scaun de copil, așa că o să deschid să vedeți cam cum se vede, dar o să urc pe partea cealaltă. Iarăși în echiparea asta vine cu perdeluțe și putem vedea că și în spate are perdea cortină, dar sistemul de prindere e un pic cam greoi și observați că dacă încerc să prind catarama asta, a mers de data asta, e și cealaltă. Așa că, oricum, pe mașinile astea normale nu prea vezi acționare electrică la plasa respectivă, dar bine că e. Are un șezut foarte mare din punctul meu de vedere și de asta confortul este deosebit. Materialele de pe uși sunt moi, inclusiv în partea de sus, pe spate. Aici la fel este piele șorici ca pe scaun și pe cotier asta la fel. Până aici jos și inclusiv plasticul ăsta de aici are o tentă ușor moale. Destul de inutilizabil este acest spațiu unde, nu știu, poți să pui niște chei și nu are niciun fel de capitonaj, dar are un plastic parcă de o textură diferită decât acesta. Nu are suport de pahar facil nici în față, nici în spate, însă cert e că la partea de confort se stă foarte bine.
Scaunul din față e lăsat la minim, e reglat ca pentru mine și observăm că am loc suficient în spate. Guri de ventilație montate cam ca la SUV-uri aici. Generația trecută nu avea deloc, nu are ceva spațiu de stocare aici, însă avem o priză de 12V, care însă, mă rog, trebuie să rămână așa dacă pui ceva la încărcat. Avem și o cotieră cu un suport ceva de stocare pe aici și cred că are și suport de pahar. Mai rudimentar sistemul ăsta, dar adevărul că, de exemplu, dacă pui un pahar mic, îl poți sugruma cu sistemul ăsta aici ca să rămână prins. Și având găuri, cred că se va sprijini bine în zona asta. Dar poate unii n-o să agreze cotiera că e destul de joasă. Și asta înseamnă că dacă te pui cu cotul pe ea, stai puțin lăsat așa. Spațiul la cap e ca lumea, se poate vedea că poți să cânt la acordeon pe cap. Cam așa arată fotoliile din față. Eu astea le numesc fotolii. Am mai făcut referință la scaunele astea în trecut prin diverse filmări, dar acum apucat să le vedeți. În primul rând are 8 reglaje standard aici, adică înainte, înapoi, sus, jos de șezut, sus, jos de partea de șezut din față și înainte, înapoi șezut. Și are și acest reglaj pentru mișcarea sub părții superioare a spătarului și un lombar pneumatic pe 4 direcții, plus încălzire în scaune pe 3 trepte în partea din lateral, adică stai cât de bine se poate. Spațiul de stocare în partea asta de ușă e puțin mai mare, dar din nou materialele sunt calitative pe partea asta. Aici, chedere ca lumea, totul gros, bine antifonat. Cam așa arată piciorangele pe aici. Un alt tatu este că ai airbag la genunchi, o chestie destul de rar întâlnită în anii respectiv. Torpedou are o deschidere lentă în partea asta, capitonat frumos. În partea centrală avem sistemul de navigație, care nu este cu touchscreen, are un ecran mic și o grafică evident învechită, pentru că nu excelau mașinile în anii aia la sisteme de navigație. O climatizare cu multe butoane, reglaj pe două zone, iar în partea asta, puțin neintuitiv, de exemplu, reglajul de volum nu este acesta. Ăsta e pentru selecția zonei de navigație. Astea însă estimez că sunt niște butoane care se vor coji destul de ușor. Dar mașina asta, pentru că a fost întreținută, chestie care se poate vedea, de exemplu, și la manșonul schimbătorului, e ok. Aici un spațiu de stocare cu un capitonaj de cauciuc. Aici este brichetă cu priză de 12V, un mic spațiu de stocare și pe aici, cu deschidere lentă. Și în cotieră există, de asemenea, un stick, posibilitate de stick USB, și aici este poate unul din minusurile mașinii. Suportul de pahar plasat aici, care e total imposibil, dar măcar există la nevoie, poți să prinzi ceva acolo, o sticlă. Și mai are un reglaj interesant, cotiera se poate ridica și pe înălțime și se poate regla, cred, nu, pe adâncime nu se poate, deci practic ăsta e un reglaj compus. Însă, după un timp, pare că scapă treaba asta. În partea de sus, parasolare, aici martorii de centuri care s-au păstrat și în prezent la Citroen în poziția asta. Oglindă heliomată și are și un sistem din ăla de apelare SOS automată, dar bănuiesc că trebuie să plătești o subscripție ceva pentru chestia asta. Un alt tatuar mașinii este că are ventilațiile plasate cumva axate pe pasager și pe șofer. Adică ai un grup aici și șoferul are un grup fix în bord. Este singura mașină la care am văzut așa ceva și totodată cei din spate au gurile alea de ventilații proprii. Adică e o mașină la care confortul e la el acasă. Materiale moi și pe partea asta de bord. Aici este însă o consolă din plastic tare, care din păcate are ceva greieraș, cel puțin în zona asta, dacă o atingi. Să vedem în mers cum se va manifesta. Da, pentru confortul din aceste scaune, eu nu iert orice posibile neajunsuri. În partea asta avem extra două memorii de scaun pentru șofer și în partea de aici avem un masaj cu aceeași siglă ca pe Citroenurile noi, în rest exact aceleași comenzi. Deci îmi place că și șoferul și pasagerul primesc același nivel de confort pe parte de reglaje, dar ar fi putut să pună totuși masajul ăsta și acolo, având în vedere că e o mașină vârf de gamă. Are și Easy Entry pe care îl poți activa din meniu, adică se dă scaunul singur în partea din spate ca să poți să urci. Prima chestie care e de remarcat este că mașina asta are un volan foarte, foarte special care s-a aflat și pe Citroenul C4, și anume faptul că mijlocul este fix.
Și asta are două avantaje. Odată faptul că ai aceste butoane care sunt plasate tot timpul în zona de acțiune a degetului. Bine că nu are acel pilot automat lateral pe care nu prea îl vezi. Și asta înseamnă că toate comenzile vor fi exclusiv la degetele mari și le poți acționa chiar și când ai mâna sus. Și al doilea avantaj este legat de siguranță, faptul că airbag-ul este foarte bine proiectat și mare. Adică el are forma unui piept de om în oglindă și chestia asta se va vedea, din păcate, la un accident. Nu doresc să experimentați această opțiune, dar la vremea respectivă era un argument de vânzare al acestei mașini. Cam așa arată bordul în partea... Asta are un afișaj care poate fi controlat de la o rolă din partea stângă, de aici, unde poți afișa inclusiv navigația, ai și consumurile afișate, ai și marturi de ulei în partea dreaptă, marturi de temperatură în partea stângă. Acele astea pentru temperatură, pentru nivel motorină în cazul ăsta și turometru, sunt prinse la exterior. Și un bord care arată destul de inedit. Are aici suplimentar niște butoane pentru senzorii de parcare și pentru check-ul ăsta de sisteme, inclusiv sistem de monitorizare presiune în pneuri. Iar în partea centrală cam așa arată acest ecran. Ce mai are în zona asta centrală foarte important sunt comenzile pentru suspensie, înălțarea și cu rigidizarea pentru modul sport. Dar ele funcționează numai cu motorul pornit. Avem aici motorul HDI de 2 litri, cod DW10C, și asta înseamnă că are 120 de kW, adică 163 de cai PS și 340 de Nm. Motorul ăsta de 2 litri a apărut în 1997, avea 90 de cai și a fost prima unitate diesel common rail din grupul PSA. Era un motor cu 8 valve, 2 pe cilindru, un singur arbore cu came, distribuție pe curea și a avut niște îmbunătățiri, de exemplu, i s-a adăugat intercooler pentru a obține puterea de 109 cai. Ulterior a fost înlocuit de cel de cilindrie de 1.6, tot în 8 valve, DV6, care avea tot așa 90 sau 109 cai, însă diferența era atât din intercooler cât și din turbina cu sistem cu geometrie variabilă față de cea cu geometrie fixă care era înainte. Acest motor undeva prin 2003-2004 a primit capul de 16 valve și puterea a fost săltată la aproximativ 136 de cai și evident că respecta și norme de poluare mai bune, Euro 4 la vremea respectivă. Varianta asta respectă normă de poluare Euro 5 pentru că are injecția optimizată, în timp ce în trecut aveau Siemens Video, pompa de injecție și injectoarele piezo. Toate variantele folosite pe vehiculele Ford, Volvo și grup PSA, care au acest motor, au injecție de la Delphi, injectoare piezoelectrice și pompă de înaltă presiune de aproximativ 1800-2000 de bari. Evident că pe parcurs s-a mai adăugat și filtrul de particule și mașina asta are unul. Are un fel de sistem similar AdBlue-ului, care însă conține acel lichid direct în filtrul de particule și se servisează temporar. Am înțeles că lichidul oficial este la bidon și costă undeva la 1600 de lei, dar există substitute aftermarket la fel de bune pentru vreo 450 de lei și nu are un senzor de nivel. Pur și simplu la o anumită perioadă sistemul te avertizează că ăla trebuie completat. Deci nu ai problemele uzuale pe care le ai cu un sistem AdBlue. Ce scrie aici? 1.6 este de fapt 16, adică numărul supapelor și nu nici de cum cilindrea. Hai să vedem cum e cu covorul magic. Mașina nu are niciun fel de tangaj ruliu accentuat la frânări, adică știți cum e o mașină încărcată, se simte ca naiba pe drum. Deci acum eu merg cu mașina pe gropi, drumul ăsta e foarte hârtopit și nu simt absolut nimic. Adică îți dai seama când trece groapa, că totuși urechea internă e un organism foarte fin și simte chestiile astea. Dar e senzația aia de covor magic. Și evident că nici șocurile nu se transmit în cabină. Și asta înseamnă că ai o mișcare mult mai fină. Noise, vibration and harshness, așa se numește în engleză, NVH. Asta este conceptul de liniște în mașină pe care îl atrag producătorii. Și practic suspensia asta, cea mai performantă mi s-a părut pe Xantia Activa, pentru că avea acel control activ al ruliului. Mașina asta din păcate are o bară antiruliu standard, dar până la urmă nu-i genul ăla de mașină cu care să te duci să alergi pe circuit. Și chiar pentru un necunoscător
Santi Activa era o mașină destul de periculoasă pe viraje, pentru că era atât de stabilă și nu își, n-avea ruliu deloc. Practic puteai să te pui singur într-o situație neplăcută, pentru că tu conduceai mașina peste limita de aderență fizică a cauciucurilor. Nu era o chestie de constructivă a mașinii, dar practic ea derapa brusc, fără să te anunțe. Nu, nu se compară cu nimic cu arc, pentru că suspensia cu arc, oricât de bine ar fi setat, nu e același lucru. Și cred că mulți ați trecut prin etapa asta în care v-ați pus tot felul de suspensii aftermarket. Bune de altfel, dar ori era mașina prea joasă, ori era prea rigidă, plângea copilul, ori era prea barcă. He, la mașina asta e tot timpul cum trebuie. Pentru că neavând fizic niște componente care să se deformeze, cum e un arc sau cum sunt niște supape pentru un amortizor, totul e controlat de presiunea asta hidropneumatică, de componenta asta de azot și de lichid hidraulic a ei. Gândiți-vă câtă realizare tehnologică e să încarci mașina asta cu, nu știu, 700 de kg de greutate și ea să se comporte la fel. Și chiar sunt curios cum se simțea pe un CX, unde aveai și direcția DiRavi, care era complet asistată hidraulic, deci între volan și roți nu era nicio legătură mecanică, erau doar niște furtunuri hidraulice, pistoane reglate de niște came volumetrice. Și mașina aia nu avea cădere în lateral, adică dacă șoseaua era în pantă, nu trebuia să faci acele corecții din volan, pentru că mașina simțea singură și făcea mecanic acele corecții. Deci, practic, aia o plantai pe linie dreaptă și volanul stătea fix, puteai să nu ții mâna pe el. Și aveai o tură jumate stânga-dreapta, toată direcția. Adică era ceva wow. Numai că necesita un pic de timp de obișnuință, pentru că te simți cumva deconectat de șosea. Dar mașina este extrem de bine antifonată, deci acum am 90 de km pe oră și cred că vorbesc prea tare microfon. Ar trebui să vorbesc cam așa, la nuanță. Deci n-auzi nimic de afară, e un ușor vuiet. E o plăcere, adică se potrivește foarte bine. Evident, chestia asta impactează în mod plăcut și consum. Astea sunt niște motoare care scot consumuri foarte, foarte bune. Adică eu personal am mers cu un HDI de 8 valve, muncit bine, adică avea 250.000 de kilometri, până în Austria și l-au mers de autostradă accelerat și cu o grămadă de porniri dese și urcușuri pe drumuri de alea de munte pe acolo, m-am întors cu o medie de 7,1 în România. Pentru o mașină din 2004 e bine. Ăstea vor consuma, cred, și mai puțin, pentru că e mai nou totul, evident, pe ele. De exemplu, ea are o medie pe 9500 de kilometri, are 7%, iar pe 3000 de kilometri are 7,3. Deci putem concluziona că motorul ăsta are 7% un consum mediu. În București mă gândesc că nu ar trebui să treacă de 10, la fel cum varianta de 180 de cai de pe C5 Aircross avea cam 8,8. Și în afară depinde de talpă, dar la diesel nu mi se pare că ai variații așa mari de consum. Și dacă e o mașină cum e asta, e clar că nu ți-ai așa ceva să mergi în oraș. E o mașină de drum, așa că pentru kilometri mulți se potrivește dieselul. Și la talpă blană chiar accelerează ok. Aici devine puțin prezent în cabină zgomotul, dar e pur și simplu nuanța de diesel. Cred că silențiozitatea în cabină derivă și de la faptul că nu ai conexiunea asta fizică cu șasiu, are și suspensie dublu braț, independentă pe spate, s-a văzut pe filmările alea cum funcționează. Este exact cartușul de suspensie folosit și pe 407, pe 508, prima generație GT. Ca avantaj, evident, e o mașină exclusivistă, ai suspensia asta foarte interesantă, un motor diesel rafinat, fiabil, consum mic, putere suficientă, confort interior, nu mai zic, e la superlativ. Adică chiar n-am o critică pe parte de materiale la modul grav, că sunt aici niște mici greiri, ați văzut, nu au chițăit astea mers, chițăie doar dacă le atingi cu mâna. Mici nuanțe că se mai decojește puțin capitonajul pe la uși, în spate, nimicuri de-astea, dar le pun pe seama faptului că totuși sunt niște mașini care au o vârstă. Și dezavantaje ar putea fi, poate n-ai așa mult spațiu ca la o nemțească, servisarea, care poate să fie o problemă în cazul suspensiei, dacă ai niște probleme mai grave sau dacă n-ai ales mașina corect. Și în general
pentru anumite categorii de mașini care diferă de cele nemțești, nu prea găsești ușor mecanici. Este un adevăr în România chestia asta. Însă eu am văzut nenumărate ateliere care repară profesionist mașinile astea, unul dintre ele fiind garajul francez, care repară orice Citroen făcut vreodată. Adică eu refuz să cred că nu găsești undeva să rezolvi problemă cu mașina asta, doar că probabil nu te rezolvă în 2 ore, cum s-ar întâmpla cu o nemțească. Deci cam așa văd eu reversul acestei mașini. Nu mi se pare că e scump de deținut sau că... E o mașină exclusivistă care necesită atenție și dacă i-o dai, cred că chiar e ceva... îți oferă niște senzații plăcute. Așa că dacă v-a interesat modelul ăsta sau tehnologia motorului sau a suspensiei, zic eu că ați aflat cam ce era de aflat și hai să încheiem, că probabil mai aveți și voi treabă de făcut și eu la rândul meu. Ne revedem la următoarele filmări și urmăriți-ne pe YouTube, abonați-vă, mai aruncați și un ochi pe Instagram. La revedere!